Bună ziua, dragi telespectatori! Bine v-am regăsit la emisiunea Călătorii prin Univers. Alături de mine, Roxana Meleșcanu, este Barbu Constantin, invitatul nostru drag, și astăzi vreau să-ți urez bine ai venit, Constantin! Bună, Roxana! Bună ziua, dragi telespectatori! Haideți să vedem despre ce vorbim astăzi. Astăzi am simțit nevoia să vorbim despre lucruri simple, dar în același timp complexe, despre reactoare dinamice sau reactoare plasmatice, așa cum sunt ele cunoscute în comunitatea noastră. Reactoare? Ce este acela un reactor? Te rog să ne spui. În tehnologia spațială învățăm despre aceste reactoare dinamice care se compun din lucruri foarte simple. Avem nevoie de un recipient în care să intre gansul sau apa plasmatică. Apoi acest recipient, pentru că noi l-am găsit în forma lui foarte simplă, în forma de bilei de ping-pong, are forma apropiată de a plasmei. Plasma are o formă toroidală, bila de ping-pong este o bilă sferică, rotundă. Atunci se dau două găuri apropiate. Pe una introducem substanța, ca pe cealaltă să iasă aerul. O umplem, iar în momentul în care o umplem, avem posibilitatea să o poziționăm pe un ax al ventilatorului. Și aici avem varianta cea mai simplă, ventilatorul de calculator. Sau ventilatorul pe care calculatorul mai stă de obicei pe un suport care îl răcește, la fel se găsesc aceste ventilatoare. Iar poziționarea lor într-un dop de la o sticlă de plastic de 0,5 de un litru o fixează pe centru, pe axul ventilatorului. În momentul în care se învârte, atunci ia să introducem priză, la USB sau la orice priză electrică, depinde de conexiune, și începe să se învârtă. De obicei se învârte în sens gravitațional, adică în sensul invers a celor de ceasornic. Ce este important este ca oamenii să înțeleagă câte posibilități există de a folosi acest reactor dinamic, pentru că este un dispozitiv foarte benefic care reușește prin sensurile magnetic sau gravitațional să dea energie sau să absoarbă energia care este în exces din acel mediu, și asta depinde de gansurile pe care noi le folosim. Cât de inventiv! Deci un ventilator de la calculator, un dop de plastic și o bilă de ping-pong, lipici între ele. Da. Mai este și un fir acolo. Da, este firul de conexiune. Am zis să arătăm oamenilor lucruri simple, așa cum domnul Cheș ne învață să... Am tăiat acele elice, ventilatorul are elice, pe noi ne încurcă acele elice. Iar ce este important este că costurile sunt infime, adică gansul, deja am învățat despre el și în anul, că se face undeva la costul de 50 de lei, noile prețuri. O bilă de ping-pong este 2 lei, un cooler de calculator îl găsiți de la orice depozit de calculatoare. Sau puteți să puneți această bilă de ping-pong pe o lustră care are ventilator. Se mai pot pune în foarte multe poziții această bilă de ping-pong. Important este ca ea să se miște. Atâta timp cât ea se mișcă, ea începe să creeze câmpuri dinamice pe o rază de câțiva kilometri, și totul începe în funcție de viteza care noi ne jucăm. Aici domnul Cheș chiar a avut într-unul din ateliere, chiar a avut o mențiune foarte interesantă, ca noi să înțelegem aceste câmpuri plasmatice și cum ele funcționează din aceste reactoare dinamice. Să ne gândim că, așa ne-a prezentat, să ne gândim că este un grup de maratoniști care aleargă, și la un moment dat ați văzut că sunt stațiile acelea în care ei se hrănesc cu apă.
Și există apă puse pe o porțiune a traseului, iar ei, dacă au viteza prea mare, ei nu reușesc să apuce paharul cu apă, dar nu reușesc să țină apa în pahar. Tocmai de aceea ei își încetinesc viteza în momentul în care intră, vor să se hrănească cu apă. La fel, domnul Cash ne-a făcut această analogie ca noi să înțelegem că dacă noi începem cu viteze mari la reactoare, și viteze mari la noi sunt 2000-3000 de rotații, și ne referim la partea de sănătate, alimentație energetică, sănătate sau mediu. Deci întotdeauna noi începem cu o rotație și aici sunt niște sisteme care se leagă înainte de priză, care putem să mișcăm un buton și butonul acela ne reduce viteza sau ne dă viteză mai mare, rotații pe minut. Atunci este bine de înțeles ca oamenii să înceapă să folosească reactoare dinamice la o viteză de 200. Eu recomand undeva, din câte am studiat, la 200 de rotații pe minut. Apoi să crească aceste rotații și acum, în funcție de puterea ventilatorului, poate să crească undeva la 1500 de rotații. Dar cel mai important este că atunci când suntem aproape de terminarea sesiunii, să revenim din nou la poziția de 200 de rotații pe minut, adică începem cu un stadiu încet, ajungem la un nivel mai mare și pe aceea revenim la acel stadiu la care am început, ca să facem sinusoidala completă. Și avem nevoie de un cititor, sunt cititoare de rotații, dacă sunt oamenii pasionați de așa ceva, dacă nu, pur și simplu folosit un cooler de calculator, băgat la USB în laptop. Cel mai important, iar un lucru care domnul Cash l-a specificat și nu foarte mulți l-au înțeles, este vorba de motorul care învârte bila. Foarte mulți colegi de-ai noștri vedem că pun aceste bile direct pe bile cu reactoare dinamice, le pun direct pe masă. În momentul în care rotorul atinge masa, creează aici o altă interacțiune și oprește câmpul plasmatic al bilei. Noi nu avem nevoie ca câmpul plasmatic să fie liber și sus și jos și în stânga și în dreapta. Da, îi trebuie un podium. Și îi trebuie un podium, tocmai de aceea noi încercăm să învățăm pe colegi, pe oameni care sunt pasionați, să creeze acest submotor, să creeze piciorușe. Și o pot face simplu cu un pahar de plastic tăiat, lipit pe ventilator. Un recipient, dintr-un pahar sau din alte elemente care ei le găsesc în jurul lor și nu costă foarte, foarte mult, ca acest câmp de plasmă să circule deasupra și de desubt. Atunci noi ne apropiem de beneficiile acestui reactor. Noi, dacă îl punem pe masă și doar se învârte, beneficiile sunt mai puține. Da, sub formă de geometrie sacră, ca un torus, da? Ca o fântână, energia curge prin centru, prin stâlpul principal, axul principal, în sus, în jos, în orice direcție și formează această sferă de câmpuri, corect? Da, în tehnologia noastră se numește star formation. Chiar am adus câteva poze în care exact acesta este un star formation de la o navă spațială, de la un sistem de zbor. Da, se produce pentru că creăm acest triunghi plasmatic de sfere, trei sus, trei jos și una sus, și una de obicei este întoarsă invers, iar plasma noastră va circula aici în mijloc, în deci ca o piramidă. Baza, fundația descriu un triunghi. Da. Și deasupra, ia încă o dată, este ca un vârf al piramidei. Iar plasma noastră liberă se va mișca și își va găsi o poziție în această piramidă, în această formațiune stelară sau formațiune stea. Aici este unul din principii ale domnului Cash, pentru că ele pot fi magnetice și gravitaționale, ori gravitațional și magnetic, deoarece în funcție de ceea ce ne dorim să poziționăm și pentru ce ne dorim să realizăm această aplicație.
Acest prim reactor pe care ni l-ai arătat îmi aduce aminte de orele de robotică, inventică, chiar de la grădiniță sau de la școală la care copiii participă. Într-adevăr, simplu, ușor de realizat, ceva de genul ăsta o faci și cu generația plasmatică? Generația spațială, cei mai tineri colegi, le-am predat de curând și reactoarele dinamice, i-am pus să-și achiziționeze ventilatoare și mingi de ping-pong. Sunt în procesul de realizare a gansurilor și, bineînțeles, cei mai serioși sigur vor realiza astfel de reactoare dinamice. Minunat! Și să trecem la ceva un pic mai profesionist, să-i spun așa. Cei cu reactorul roz are beneficii în plus sau chiar poate haide să enumerăm beneficiile din nou pe o structură mult mai clară. Pentru ce avem nevoie de un reactor plasmatic? Pentru reactorul plasmatic, de ce avem noi nevoie? Avem nevoie pentru că solicită corpul nostru acest lucru. În primul rând, corpul nostru fizic solicită aceste elemente care îi aduc echilibru. Pentru că noi, în aceste reactoare plasmatice, în aceste bile, de fapt, noi introducem diferite tipuri de gans. Și diferite tipuri de gans se adresează diferitelor domenii. De exemplu, folosim gansul de CO2 cu zinc, mă uitam, gansul de CO2 cu zinc, care punem și puțin gans, dar mai multă apă plasmatică, și lucrează foarte mult pe partea emoțională și reducerea durerilor, lucrează pentru alimentație energetică, practic cei 20% din câte ne spune și domnul Cheș, cei 20% din mâncarea noastră fizică, noi o putem lua doar din CO2 cu zinc, din câmpurile plasmatice, pentru că noi 80% deja ne hrănim la nivel plasmatic. Doar că în planul fizic, noi ceea ce mâncăm reprezintă cam 20% din energia de care noi avem nevoie ca să ne susținem. Domnul Cheș ne vine și ne transmite, ne învață că putem să folosim câmpurile plasmatice de la CO2 și zinc pentru a trece la o alimentație energetică pe o durată de câteva sute de ani. Asta este una din aplicații. Apoi, tot cu CO2 și zinc, împreună cu aminoacizii, colegii știu lucrul acesta, aminoacizii la fel sunt foarte importanți pentru conexiunea sufletului. Și atunci există posibilitatea să punem, după ce am spălat gansul și introducem gans, apă plasmatică, am făcut o aplicație, am făcut bila cu ce avem noi nevoie, după aceea punem și 3 picături de aminoacid în această bilă. În momentul în care noi folosim gansuri, apă plasmatică, noi ne adresăm mai mult corpului fizicalității. Și în momentul în care noi folosim aminoacid, noi ne ducem în corpurile subtile, în corpul emoțional, în corpurile mental, emoțional, da, energetic, informațional. Iar toate lucrurile astea le facem prin puterea aminoacidului. Și găsim foarte multe aplicații, de exemplu, cum este acum această situație lângă granițele noastre, noi putem să transmitem aceste câmpuri plasmatice într-o zonă de conflict, de exemplu, o zonă în care există dizarmonie. Putem să ne ducem să punem, de exemplu, aici avem bila galben, ar fi zona noastră de conflict. Punem un reactor în partea stângă, punem un reactor în partea dreaptă, sau cum îl am eu aici. Și atunci zona noastră de conflict va intra în interacțiunea acestor câmpuri. Iar această zonă poate să fie o țară, poate să fie un parlament, poate să fie guvern, poate să fie o clădire, poate să fie un sat, un oraș. Deci noi putem să condiționăm suprafața unei zone în care se află suflete și care sufletele își doresc pace, prin oferirea acestor câmpuri plasmatice de la reactoare dinamice. Nu trebuie să ajungem acolo, trebuie doar să învăluim zona, să încercuim zona cu astfel de aplicații cu CO2 și zinc. Domnul Cheș ne spune că în momentul în care noi procedăm, vom aduce această pace. Bun, deci
Beneficiile sunt și de a crea armonie în corpul fizic, da? Cum spui tu, fizicalitate. Adică dacă este vreo durere în corp, aceasta ușor, ușor să fie susținută către a se decontracta și a ajunge în starea naturală de armonie, de sănătate. Și mai apoi, acest principiu de sănătate se duce și în a armoniza corpurile mental, emoțional, energetic, sufletesc. Deci, în principal, să înțeleg că aceste reactoare sunt puse în mediul extern, în natură? Da, se pot pune și colegii noștri deja le folosesc. Am vorbit până acum de sănătate în agricultură și am mai arătat lucrul acesta. Gândiți-vă că avem sticla de plastic, aceasta ar fi sticla de plastic lungă. În jos, în sticlă, punem o țeavă. Și în țeavă punem, tăiem în patru, facem patru aripioare la sticlă, băgăm o țeavă de jos în sus, în dop, și noi, prin puterea vântului, prin forța cinetică, o să înceapă să se învârte această sticlă cu tot cu reactorul nostru. Când vine un furtună, când vin vânturi mai puternice, prima dată o să vină vânturile la reactoarele noastre, care ce vor face? Vor începe să echilibreze zona. Deci scrie o morișcă. O morișcă. Am înțeles. Iar aceste morișci sunt făcute în special în aplicații pentru mediu, pentru echilibrarea mediului, dar și pentru agricultură. Bun, deci beneficiile ar fi aceleași, sănătate, armonie, elevare, cunoaștere, toate acestea. Bun. Mi-ai răspuns deja cam ce gansuri punem în interior. N-am terminat. Te aștept atunci, deci, să-mi răspunzi. Sănătate, alimentație, agricultură, mediu. Mai există aplicații pentru crearea materiei. Încă n-am discutat despre acest subiect la postul de televiziune Capital TV, dar în puterea acestor reactoare dinamice, doar că avem un reactor principal în care avem transmutat, să zicem, aurul și avem ganz de aur. Mai avem alt reactor cu alt ganz de aur și mai avem un alt reactor care reușește să creeze conversia dintre cele două reactoare. Iar în mijloc o să punem un pahar cu apă sărată, pentru că în jurul sării se formează materie, sau în sare se formează materie. Și atunci o să dăm drumul la aceste reactoare dinamice, doar că puterea motoarelor trebuie să depășească 10.000, putem să ajungem chiar la 60.000 de rotații pe minut. În momentul când aceste reactoare încep să interacționeze, câmpurile din reactoare vor realiza structura materiei fizice a ceea ce noi am copiat în reactoare. Dacă vrem să facem aur, aceasta este una din modalități de a produce aur fizic într-un borcan cu apă sărată, sau poate nu punem apă sărată, poate punem apă dulce, dar acesta este procesul, este blueprint-ul, este oferit umanității pentru cei care vor să încerce. Se încearcă, unii au reușit, unii n-au reușit, dar transmutarea materiei de la plasmă la materie se poate face și aceasta este unul din beneficii pentru cei care vor să se joace cu motoare mai puternice, să nu mai ne jucăm cu ventilatoare, dar cunoașterea este deschisă pentru cei care chiar au ceva de arătat și vor să folosească această tehnologie în folosul umanității, bineînțeles. Minunat! Chiar mi-am amintit acum, în timp ce tu vorbeai despre reactoare, mi-am amintit de vizita de la Linz din toamna anului trecut, unde Fundația Cash și-a expus o mare parte din aplicațiile cu aceste gansuri și îmi amintesc câteva reactoare foarte mari plasate în centrul expoziției. Ce ne poți spune despre ele? Sunt reactoarele de navă spațială, le-am studiat, m-am uitat, doar că n-am putut să ne apropiem foarte mult de ele pentru că erau puse într-un loc strategic, dar cel mai bine, dacă regia este pregătită, avem un
filmuleț pregătit ca oamenii să înțeleagă că tehnologia spațială este pregătită de mulți ani, iar acum se întâlnesc cu ea poate pentru prima dată sau poate ne urmăresc de mai mult, sunt în comunitatea noastră, dar cei care sunt la început de drum am dorit să vadă acest video, deoarece este unul extrem de interesant, unde se prezintă aceste reactoare care noi le-am văzut și la linț. Perfect, să urmărim videoul. Mulțumim! So, this is this reactor, and there is a black one somewhere else, are the first reactors built, half circle. This is again done with the help of one of the friends of Dirk Loresens. Then it came in the next step of development. This is half circle, we could understand it. It came the development of building a half and a full steel reactors, done with the help of Olivier, another what I call team of the original team of Keshe Foundation. Then with it, it came the production of the Iranian government. The same thing, a full and a half. This is the original system from Tehran, thanks to the Iranian government. Then it came a full dynamic three cores. In this system, you see there are three motors, three cores rotating internally, developing more knowledge. Then these all were used in gaseous, except there is a reactor somewhere here in our archives that that in it I tested the first GAN system. The power of the GANs at that time became so clear to me that I didn't need the gas. I shelved it because now we had enough knowledge to step out. The power is so much that it actually bent a stainless steel core. I realized, I'm trying to find it for you. If you hold it there, if you can find it, it's here. This is the first reactor built. As you see, this is done at the same time as with these reactors, because it's of the same. We built three sizes. And with this, actually, this came before with that. We injected also soft liquid in it to use it. And you see the pressure has bent the steel. This is the pressure of GANs. We could not get this pressure with a gaseous plant. Then we went understanding this when the pressure came that we could not use radioactive material because this is was filled with radioactive material, which is only alpha source from the smoke detectors. It became dynamic. I could see the field forces. Then what we did with this, we developed the next stage. Understanding the power of the GANs, we start developing the single cores. Now that we could not use radioactive materials, according to the restrictions, we became terrorists. And then we start seeing slowly the development of what you call a star formation. But if you look at it, there is no difference between this and this. Gaseous planets are always big because gas works in different dimensions. In these, we only applied gas. When we became to liquid plasma like a sun, we became more powerful. This one is the unit which Armand made, and this is the original unit which we achieved.
129 Tesla with 12 volts. And I said, it's impossible. But the only voltage we use was to run the motor, so it had nothing to do with the structure. We start seeing the power of the gas internally and how it became to develop next after next stop. Then it was a condition to understand, to show the physical structure of the interaction of the plasmatic field. This brought us to coils, and we developed the next step of the coils, because with this we had security of fields control. We could dictate how we want the fields, where we want the fields, the way we want the fields. In this process has taken me nearly 50 years. And in less than 50 months, less than, more or less, we have transferred the whole knowledge into mankind. So it's for you to go to the next step. Is for you, the only way human race will go to the next step is if the mankind accepts, now that we have all the knowledge, we become peaceful. We have food, we can have medicine, we can have whatever we like. So the condition is forced, and we are there. We are at 11:55. Before 12 o'clock, to get mankind into universal community. The next 5 minutes is very crucial. Is make or break how, as a race, we share knowledge to overcome the shortcoming of the others, or we extend and we wait till the others destroy whatever is ours. I have made this very, very clear yesterday and in other teachings. This has to go in there, Giovanni. This is from that collection. It has to go in there. I'm going to show you something to understand how painful things are. This is the base, some of you have seen it. This is the base of what was on top of it, literally this, we took into Tehran, and it's the first base which flew. But I got so excited, such a thing instantly taking off, that I sat on it, I forced it to hold it, and I managed to crack it. 6 o'clock at night, I called the office of the President Ahmadinejad, I said, I've blown it, but it flies. I want a good one. You have to understand, when Olivia and I went to produce these cores, from the time we designed it till we got it manufactured, till we got it core, took us about 18 months. For Armin and others and the rest of us to manufacture take weeks. Thanks to the Office of the Iranian President, I received fully tested, fully made reactors with the motors on my desk. I asked for it on a Monday night, 7 days later, on the table, tested. The commitment of the nation is to the peace. Minunat, mulțumim pentru film, regiei, și îmi amintesc acum că în cadrul acestei conferințe din toamna anului trecut, 2021, la această deschidere a expoziției permanente a Fundației Cash, în cadrul căreia am putut interacționa cu toate aplicațiile științei plasmei Cash, îmi amintesc că spunea domnul Cash ceva de genul că are bucuria de a pune cele mai mari secrete la vedere, chiar sub nasul nostru. Și asta a spus în ultima zi de conferință și se referea cumva la aceste reactoare mari de care am întrebat și eu puțin mai devreme și știu că am întrebat și în cadrul acelei conferințe
Și era o întrebare legată de călătoria în spațiu, bineînțeles. Și spunea, uite aici, în centrul expoziției, ai secretele pentru călătoria în spațiu. Bun. Ce ne poți spune din cadrul științei plasmei cash legat de planeta Pământ, planeta albastră și celelalte planete? Am înțeles că știința plasmei cash le vede tot ca niște reactoare dinamice. Ce interacțiune există la acest nivel? La acest nivel, de la micro la macro, există tot aceleași interacțiuni magnetice și gravitaționale. Dacă un magnet mic poate să împingă un magnet mare și o planetă mică poate să împingă o planetă mai mare. De fapt, ele se vor poziționa magnetic și gravitațional în respect una față de cealaltă. Dacă studiem sistemul solar și nu din pozele trucate de la NASA, poate o să vedem cu ochii noștri, o să vedem exact cum arată un sistem solar, cum arată exact planeta noastră, ca noi să putem să înțelegem realitatea, dar văzută prin ochii noștri, nu prin Photoshop. Iar informațiile sunt total diferite față de ce știm despre planetă. Planeta noastră este are o formă a unui cartof, nu este sferică, așa cum noi am învățat, complet rotundă. Asta a fost doar să ne ajute pe noi ca să aproximăm suprafața ei, în forma ei. Are o formă de torus, intră energie și iese energie, de sus și de jos. Din câte am înțeles, se pare că avem un polul nord și polul sud, care sunt porți de intrare și de ieșire prin planetă din această galaxie. Adică intră nava spațială și va ieși într-o altă galaxie sau iese nava spațială și intră în această galaxie. Deci planeta noastră este o stea, cum sunt și celelalte stele, care se comportă ca portaluri, să le spunem, sau zone de intrare și ieșire multidimensională. Dar asta, în funcție de înțelegerea fiecăruia, o să parcurgă pașii de cunoaștere cu membrii ai comunității universale, deoarece, așa cum ați văzut, misiunea domnului Cash nu este de aceea de a breveta un sistem de zbor magnetic și gravitațional, ceea ce domnul Cash a făcut, ceea ce ați văzut, motoarele acestea de navă spațială, să le zicem motoare, dar misiunea domnului Cash este de a ne apropia din nou de membrii comunității universale, deoarece primim mai multe informații și informații reale sau un adevăr cu care noi rezonăm de la comunitatea universală cu care avem contact, și mai puțin urmărim aceste informații care sunt prezentate de la, nu știu, știri oficiale de la NASA sau alte lucruri, pentru că puse într-o balanță, trecute prin filtrul inimii și conectate la nivel la suflet, aceste informații nu prea ne mai hrănesc decât poate pe alte persoane. Pe noi cel puțin mă fac să râd aceste informații. Există această cunoaștere care domnul Cash a manifestat-o, a adus-o de la nivelurile înalte, de înțelegere înaltă, și le-a pus în fața noastră ca noi să înțelegem puterea acestor gansuri, acestor ape plasmatice sau puterea acestor bile care se învârt. Și ați văzut, în funcție de dacă mai puneți o bilă înăuntru cu alt gans și în exterior este un alt gans, este forma de matrioșcă, de bilă în bilă într-o altă bilă. Dacă lucrăm cu cupru, cum vedeți aici în imagine, probabil avem alte interacțiuni. Dacă lucrăm cu sticlă, probabil avem alte interacțiuni. Dacă lucrăm cu plastic, avem alte interacțiuni. Deci, iarăși, o să difere puterea reactorului. Dacă lucrăm cu bile la 3D, la fel. Avem alte interacțiuni, așa cum vedeți în imagine. Deci, contează foarte mult intenția pentru care noi realizăm un sistem dinamic, pentru că cunoașterea este aici. Cel mai simplu pentru oameni este să realizeze cupa 1, cupa 2 și să studieze mai mult și să înțeleagă că poziționarea acestor reactoare în interiorul casei sau în exteriorul casei este benefică.
Și chiar îi invit la cursuri, pentru că nu mai sunt restricții. Îi invit în acest weekend în București să intre pe site-ul nostru plasmaromania.ro, unde permanent organizăm evenimente, și vă puteți înscrie la cursul, bineînțeles, gratuit de sănătate și alimentație, unde o să adaug și mai multe detalii despre reactoarele dinamice. Minunat! Da, îmi place foarte mult cum sună această direcție promovată de domnul Cash. O planetă, o națiune, o rasă, cum ar fi rasa umanității, una cu familia galactică. Este absolut minunat. Bun, și de la macro, trecând din nou la micro, la aceste reactoare, aceste jucării, da? Instrumente. Să vedem. Deci, o bilă, o sferă, un ax, ceva ce se învârte și cam asta e tot? Asta formează un reactor dinamic? Da, mai complicat nu există decât dacă vrem să căutăm mai complicat. Noi încercăm să le oferim oamenilor cunoașterea într-un mod foarte simplu și la costuri infime sau costuri chiar deloc, deoarece poate au un calculator acasă care le mai merge ventilatorul sau poate au suportul acela, e mai interesant dacă găsiți acele suporturi care se răcește calculatorul, acolo avem 3 ventilatoare deja pe un sistem pus, pe o placă pusă, deci putem să folosim deja formațiunea asta. O să vă arătăm acest lucru la curs. Avem aceste sisteme la fel care le vedeți pe Pexal, care sunt pentru sănătate. Sunt avansate, sunt sisteme avansate de, noi le spunem, armonizatoare sau de echilibrare, nu vrem să intrăm în alte condiții, dar acest sistem este foarte avansat și era la modă, să zic, în comunitatea noastră în 2016-2017. Cumva domnul Cash, la situația actuală, ne spune că nu mai avem nevoie de reactoare dinamice, deci ce vă prezentăm este cumva aplicațiile noastre din 2016, 17 și 18. Cam din 2019 ne-a zis că nu mai avem nevoie să folosim reactoare dinamice, deoarece câmpurile oricum sunt dinamice. Perfect. Dar, deci pe baza acestor reactoare, deja niște înțelegeri, salturi de înțelegere au avut loc. Perfect. Atunci, haideți să te întreb din nou, să revenim la sufletul fizicalității, inima, și sufletul totalității, cum ar fi centrul creierului, și cum interacționează ele sau ce reacții există aici, ce interacțiuni în ceea ce privește acest suflet pe de-a întregul și reactorul dinamic, câmpul plasmatic. Ca să facem o analogie, putem să vedem sufletul totalității ca reactorul principal, iar sufletul fizicalității, inima. Deci reactorul principal ar fi sufletul, este poziționat în centrul capului și am avea inima. Și prima dată, bineînțeles, pornește reactorul principal, va transmite informație către inima noastră, iar în momentul în care cele două vor începe să fuzioneze, va crea acest câmp care noi îl vedem ca și câmp de energie în jurul nostru. Oamenii vor simți această energie care noi o avem, pentru că ei, oamenii, sunt și suflete, așa considerăm că toți suntem un suflet, și dacă vor să interacționeze cu sufletul nostru, vor simți această energie de la cele două reactoare dinamice, dacă vrem să le spunem așa, adică sufletul totalității cu sufletul fizicalității. În momentul în care sufletul totalității preia controlul asupra sufletul fizicalității, abia atunci intrăm în misiunea noastră, adică poate nu mai avem nevoie să ne hrănim așa de mult, deoarece avem aceste gansuri și avem aceste mici de ping-pong, și vedem că mai creăm niște gans de diamant, mai punem niște gans de multivitamine, mai punem un gans de hidrogen și vedem că nu mai avem nevoie de mâncare fizică, deoarece între aceste două erau bine. Deci avem două reactoare. Și în momentul în care noi fuzionăm unul cu altul, încep să dinamizeze și punem în mijloc, aici ar fi sticla de apă, un borcan de 5 litri sau un rezervor de 1000 de litri sau un rezervor de 20.000 de litri sau un rezervor de 50 de tone. Noi putem să condiționăm acea suprafață, indiferent ce se află înăuntru, și putem să transmitem această energie plasmatică prin pereții
recipientului nu contează ce pereți are, deoarece plasma trece prin orice. Minunat. Și atunci putem să fuzionăm, putem să bem o apă plasmatică sănătoasă, plantele noastre vor simți sănătate. Dacă avem un membru, să zic că este lovit, atunci poziționăm acest membru între aceste două reactoare. Și o parte a corpului. O parte a corpului, sigur că da. Plante, animăluțe, dacă sunt bolnave, la fel. Putem să creăm o cutie cu aceste biluțe care se învârt și se creează aceste câmpuri dinamice benefice pentru sufletul totalității și pentru sufletul fizicalității. Da, intrăm în armonie. Bun, ce poți să-mi spui despre negocierile pentru pace ce au loc, acele 5 plus 1? 5 plus 1 chiar sunt 5 plus 2, adică avem America, avem China, avem Rusia, aici sunt cei trei principali, apoi avem Marea Britanie, avem Franța și avem Germania. Asta ar fi 5 plus 1, dar 5 plus 2 s-a adăugat și Iranul. Deoarece sancțiunile, ați văzut și la domnul Cheș că menționează de aceste sancțiuni în video, s-au pus anumite sancțiuni deoarece Iranul a ajuns la o cunoaștere colosală, care această cunoaștere o oferă tuturor țărilor și pe toate continentele, ca pacea să fie adusă pe pământ. Din câte am înțeles și am văzut chiar la și acum de curând, am văzut că domnul președinte al Americii Biden, am văzut că negociază pentru pace și cu țările NATO și prin Europa. Este deschis să preia această tehnologie în Arizona, pentru că în Arizona există Institut Spațial al Fundației Keshe. Se face transfer de cunoaștere și dispozitive de la navă spațială până la echipamente ultra inovative pentru sănătate, în general, pentru recuperarea recruților sau veteranilor de război care au trecut prin traume și așa mai departe. Se pare că s-a dezvăluit care a fost problema. Se pare că fostul prim-ministru al Israelului a manipulat ușor comisia de agenții internaționale de fizică, nu, Agenția Internațională Nucleară, ceva de genul acesta, este o agenție foarte mare, și le-au spus că acest reactor dinamic, care îl arată așa sau l-ați văzut în imagine, este o navă, este o bombă nucleară. Și domnul Cheș, bineînțeles, în aceste negocieri care au loc la Viena și sunt pe terminate, a pus la dispoziție toate detaliile, s-a arătat cine a fost vinovatul, au înțeles americanii cine a fost vinovatul și acum este posibil să, din noul an iranian, pentru că ei sărbează acum, au o sărbătoare foarte importantă în această perioadă, vor să termine această negociere, să cadă jos sancțiunile, America să primească tehnologie și primind tehnologie primește și energie, deoarece e o problemă cu energie, cu petrolul, și vedem că negocierile de pace au ajuns spre punctul final și că această tehnologie o să fie eliberată și probabil o să o auziți de ea în foarte multe medii. Bun, dacă tot am menționat despre LINZ și așa, acea expoziție cu diverse aplicații ale științei plasme Keshe și ale tehnologiei speciale Keshe, pe lângă reactoare, țin minte că erau diverse alte dispozitive, aplicații, construcții. Mai era un sistem ce promitea teleportarea, o altă capsulă care nu era folosită, asemănătoare la exterior cu nava spațială pe care am tot văzut-o în filmulețe, dar era folosită pentru altceva, pentru acea echilibrare a sănătății sau chiar pentru nașteri. Mai spune-ne câte ceva despre celelalte aplicații din expoziția aceasta permanentă de la LINZ. Practic, la LINZ s-a arătat exact cum poate să zboare o navă spațială, s-a arătat structura navei spațiale, materialele din care se construiește o navă spațială, totul era acolo în fața noastră și expoziția este, cred că, deschisă încă la LINZ, după situația aceasta cu carantina, cred că o să fie deschisă, iar de la stânga la dreapta, de la gansuri, aminoacizi, nanomateriale, sisteme de sănătate, sisteme de producere a energiei, generatoarele de free energy, cum le
cum cunosc cu majoritatea oamenilor, sisteme de curățare a mediului, sisteme de captare a CO2-ului, sisteme de sănătate avansate pentru cazuri foarte grave în care știința actuală nu se bagă și nu interacționează cu aceste cazuri să le rezolve, dar știința plasmei cash chiar le rezolvă. Capsule de, pentru materie, iarăși este un, putem să creăm materie tot din aceste reactoare dinamice, putem să creăm apă, ulei, nu doar aur, putem să creăm tot ceea ce există pe pământ. Deci problemele cumva s-au terminat dacă se aplică știința plasmei cash. Apoi sistemele acestea, da, care sunt sisteme verticale și orizontale de sănătate sau de armonizare, în care unul dintre ele, cel vertical, o să fie folosit și pentru partea de transport, adică teleportare, cum e cunoscut în conștiința noastră. Unde la fel se folosesc, nu se arată bineînțeles, dar se miniaturizează tehnologia, poate aceste bile sunt foarte mari, încercăm să venim cu aplicații mai micuțe și mai puternice. Nu contează dimensiunea, contează calitatea gansului, cum ai procesat gansul și bineînțeles în ce expui, deoarece se comportă altfel de la metal, la plastic sau sticlă. Bun. Și acea capsulă ce armoniza sănătatea, în care puteai intra? Acea capsulă, da, este tot pe parte de tot cu aceste sisteme dinamice. O să avem și în România, din câte am înțeles, o să avem și un centru de sănătate privat, spațial, dar și o să aducem capsule și foarte multe noutăți în România, pe lângă nava spațială, bineînțeles. Sunt cazuri care, cazuri grave, foarte grave, care se pot rezolva în câteva luni de zile. Și să sperăm că în acest an, dacă nu anul viitor, să începem deja testele și cercetarea fundamentală, deoarece aici asta ne dorim, să, ca și asociație, să începem cu specialiștii din România, cu membrii ai Academiei Române, să începem cercetarea fundamentală a acestei tehnologii, deoarece este făcută de copii, este făcută de gospodine, avem multe doamne care realizează și este timpul ca și membrii Academiei Române sau cercetătorii cu seamă, cercetători importanți, să vină alături de noi, deoarece tehnologia este sigură, este ușor de făcut și rezultatele sunt benefice. Simt să lansez o întrebare către tine direct și bineînțeles cu deschidere către toți cei care ne urmăresc. Bun, deci în practică știința plasmei cash este și în România și printre români accesibilă cam de prin 2015 sau ceva de genul acesta, da? De cursul acestui timp sunt mulți oameni ce au luat inițiativă în această direcție, tu ești unul dintre ei în a interacționa, în a dezvolta cunoașterea legată de această știință a plasmei cash, cât și în tehnologia spațială cash. Bun, acum, din câte înțeleg, de anul trecut, odată cu cea de-a doua vizită a domnului Cash în România și cu contactele pe care le-a creat aici, se pun și bazele unei case, da? Unei case în care, ce ar însemna o casă plasmatică sau o casă pentru Fundația Cash, în care, da, să aibă loc cât mai oficial, cât mai credibil toate aceste cercetări, da? Încă sunt cercetări, este un domeniu inovativ. Spune-ne, te rog, cu deschidere, este nevoie de ajutor în această direcție? Cum se poate susține un asemenea proiect? Din 2015 până în prezent, doar așa ne-am dezvoltat, doar cu ajutor, doar cu oameni care au avut această intenție de a ajuta alți oameni. Iar domnul Cash a văzut și Fundația Cash a văzut cine ajută și cum ajută și atunci au venit cu mai mult ajutor. Tocmai de aceea și în România o să avem o bază plasmatică în care eu cel puțin îmi doresc să facem aceste flote de nave spațiale, deoarece deținem cunoaștere. Iar cel puțin în acest an ne dorim ca toți românii să primească energie liberă, gratuită, prin cunoaștere. Nu să spunem că este doar o singură cunoaștere, este doar cunoaștere de la creatori,
Mama Divină, Tatăl Divin și Sfântul Duh, care ne ajută să manifestăm aceste lucruri din acest an în România. Și o să așteptăm anunțul Fundației Cash, unde o să avem recrutări, se vor angaja peste 1000 de oameni în diferite funcții, marketing, online. Deci așteptați, o să avem nevoie de ajutor. Investiții sau orice oameni orice dornici. Om, da. Cine vrea să crească cu știința plasmatică, acum este momentul, și să vină alături de noi, să ne contacteze și așteptați anunțul oficial. Mulțumim foarte mult, Constantin, și mulțumim Universului pentru toate resursele interne și externe ce ni le pune la dispoziție. La revedere! Toate cele bune pe data viitoare!